sunt multe sfaturi pe care puteți să le dăm, adică inclusiv asta cu pune preț pe munca ta, învață să spui nu. Cred că mai degrabă le spune fotografilor la început de drum să-i dea voie să greșească. Să nu le fie frică să, nu, le, 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 fie frică de. Mai dai și la teuri? Asta evident, e inevitabil. inevitabil Singurul lucru de care e să te ferești În primul rând să nu pierzi niciodată fotografiile În momentul în care ai luat niște bani Să ai grijă e, e un lucru primordial Să ai grijă, să ai fotografiile alea În cât mai multe locuri, fix de la fața evenimentului, de la locul evenimentului. Adică ai două carduri de backup, mai și copiezi într-un loc și când ai ajuns acasă le-ai și în cloud. Jesus saves. Da, eu am fost așa toată viața, la mine îmi umbla cu cardurile de gât. Mă rog, acum m-am mai relaxat un pic, dar mă rog, ca și sfat general acum ăsta. Acum mai pe revolut pe asta. Bă. Da, da, da. <laughs> da. Uh, să să nu-ți fie frică să încerci lucruri, să nu, să nu vă fie frică să încercați lucruri, în sensul că îți dorești să faci ceva, nu te gândi de două, trei ori era și o replică, cred că lui Richard Branson, care zicea dacă cineva îți propune ceva și important pentru tine, chiar dacă nu știi să o faci, acceptă și vezi după aia cum... Te prins tu. Te tu pe parcurs cum, cum merg lucrurile. Pentru mine a funcționat chestia asta, și pierdut în anumite situații, dar punând în balanță, mi se pare că am câștigat mai mult decât... Asta zic, să nu, să, nu, să nu vă fie frică să greșiți, luați, vreți să vă apucați de nunți și ați făcut, nu știu, poate ați făcut fotografie de floricele, mergeți la o nuntă mergeți la o nuntă cu cineva, nu știu, mă rugați pe mine, mă rugați pe Răzvan, M-a acum... fotografi. A... Intrați și pe comunitatea Wedcam, și pe 64 pe grupul de pe Facebook, cu siguranță o să găsiți, dacă vă doriți foarte mult să mergeți și să învățați, găsiți un fotograf de nuntă care să vă ia ca second shooter. Evident, la început nu o să câștigați bani, dar câștigați o experiență reală pe teren. Și lucrul ăsta doar acolo îl puteți învăța și la cotele alea, adică cu emoții, cu stres, cu te pui în situația reală. Mai un sfat să nu sară etape? Adică fiecare etapă te învață ceva? Dacă crezi că mergi la... Nu poți să o păcălești. Nu, nu, dacă crezi că mergi la un workshop, cu un fotograf și crezi că o să sar 10 etape, că o să ușureze munca, într-adevăr se ușurează cu niște informații, dar trebuie să treci prin etapele respective pe propria piele ca să le înțelegi. Trebuie să le pui în practică, da, să, le să exersezi, chiar dacă ai învățat ceva pe care fotograful ăla a dobândit în, în moment, ani. În momentul în care sări două etape, în momentul în care ajungi undeva, o să, o să ți se întoarcă. Eu așa cred, o să ți se întoarcă și o să -ți se întoarcă nasol, adică în anumite situații de care, te de care nu te-ai lovit, să te lovească, să te lovească înapoi.